Bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod de Hero Bump. Astăzi facem cumpărături din alea blane rău de tot, dar ideea este că trebuie să vă placă foarte mult seria să o continuăm, pentru că eu bag mulți bani și chiar mi-ar plăcea să fie o serie blană. Costă 50 de lei acest hot deal unde primim 12 chei din astea legendare șmechere și 40 de chei mai slăbuțe. Ideea este în felul următor. Deschidem super chest-ul cu cheile alea 12, deci o să fie nebunie rău de tot. Avem șanse mari să ne pice un Immortal nou sau să-i dăm upgrade la cel pe care l-avem, Immortal fiind cea mai șmecheră raritate din joc. După care mai avem o grămadă de cheițe să deschidem aici și la Mythic. Deschidem vreo 5 chest-uri din alea mari de tot, plus că deschidem și la super pes, că avem în stânga jos, l-am cumpărat. Deci o să fie insane, doar să fie multă susținere. Încercăm să dăm și upgrade-uri pe aici și așa. Momentan sunt pe locul 9 în acest clasament. Nu este clasamentul în lume, dar e ceva pe Europa, doar ce s-a resetat. Uitați-vă, e plin de români pe aici și am văzut și pe locul 3 un moldovian cu numele Nocivanu96 YouTube. Frate, mulțumesc mult că practic duci numele meu în top. Apreciez enorm și cu siguranță mulți v-ați apucat de jocul ăsta văzându-l la mine. Sunt foarte mulți, uite, Pandalinianu, foarte mulți români în topul acesta, însă este la început turneul, de asta sunt eu pe locul 9 cu doar 1100 de trofee, pentru că dacă voi vă uitați peste 2 zile când poate o să postez sau peste 5 zile când postez eu episodul, cine știe, voi o să vedeți, pe ce bă, că aici în clasamentul Mew Shrine ar trebui să fi pe locul 60, dar în momentul ăsta sunt pe locul 9. Asta e ideea. Bun, hai să intrăm pe shop să cumpărăm direct cu 50 de lei această ofertă mirobolantă și să vedem ce ne pică. S-au dus 50 de lei, însă aș aprecia din partea voastră un like din ăla blană rău de tot. Un subscribe, un clonțopel, tot ce vreți acolo așa, dar like-ul ăla este foarte, foarte important. Și dacă vă doriți merch blană să mă susțineți pe nocivanu.ro, tricouri, hanorace, ghiozdane și multe, multe altele. Bun, am cumpărat această ofertă. Hai să vedem despre ce este vorba. Intrăm la super chest. Putem să deschidem un chest. Faze în felul următor. Dacă bag o cheie, hai să vă arăt. Deschid doar așa un item și mi-a picat 19 Frankenstein. Dar dacă dau 9 chei, ca și cum aș băga 10 și este un super, super chest. Are sens? La fel ca aici. Aici băgăm direct, avem 50 de chei și să ne pice. Caveman-ul este foarte bun. Let's go, arcașul. Aeneator. Priestu, ok. Sailor, hai să vedem. Berserker, avem un Ice Princess, un Tanto și legendară, nu, mitică nouă, nu-i legendară, măi, mitică. Eu tot timpul zic legendară că e galbenă. Băi, ne-a picat Pyromancer. Let's go, știu că e bună asta, l-am văzut prin ceva decuri, dar astea sunt mitice, eu le zic legendare că le văd galbene, nu mă băgați în seamă, sunt mitice. Ok, hai să mai dăm. Boom. Avem Aenator, Sailor, Berserker, dă-mă Caveman. Ok, Bigfoot, Frankenstein, Slimy, boom, Rocky Kong. Oricum nu mai folosesc eu momentan, dar în fine. Hai să mai vedem. Le deschidem repede, vreau să le văd la final doar. Ia, ia, mitică nouă, sau poate fi Immortal. Bine mă, Miss Vengeful, Vengeful. Ok, tare. Deci avem două mitice noi până acum, să ținem minte. Le deschidem foarte repede. Și mai avem un Pyromancer. Ia vezi? Nu pot să cred. Ar fi a treia mitică nouă? Ce-i bă asta? The nearest ally aims in launch in... Bă! Deci, caracterul ăsta ia un aliat și se duce, atacă cu el deodată. Ok, tare. Interesant. Mai avem încă 9 chei. Hai să vedem Caveman-ul. Bun, Caveman-ul acolo. Neinteresant. Și Demon Wolf. Și un Witch. Ok. Deci 3 mitice noi până acum, nu? Parcă da. Open it up. Mă, dar eu tot strâng aici niște chestii, dar nu știu unde. La event oare? Nu, uite, la event avem... Ce vrei, mă? Lasă-mă cu serviul tău. Dă un free de ăsta. Ia să vedem ce pică. A, mai multe free-uri. Câte free-uri dau, mă? 100 de bănuți. Ok. A, avem quest-uri aici de făcut. Ia. Și le-am făcut eu vreun quest pe aici? Ar trebui, frate, că la câte chestii am făcut. Bum. Băi, eu nu văd nimic. A, guild quest aici avem. Bun, continuăm cu super pesul. Să vedem ce ne pică pe aici pe la giant chest. Caveman-ul. Respect pentru caveman. Să-i mai dăm un upgrade. 50 de gemuri. Not really bad. Mai dăm și un level up. Ce mă, numai 60 de costă? What?
Season Pass Points. Ok, că aveam eu ceva Season Pass. Hai să vedem la ce primim un perk. La Caveman. Nu pot să cred. Vezi că-s prea norocos. Îmi fac Caveman-ul ăla de rupe tot. Caveman-ul chiar e șmecher. Mai dă Common, că poate îmi pică Caveman aici. I-am blindat Caveman-ul. Pentru că noi acum, dacă intrăm aici, la Caveman, pe lângă că îi dau upgrade la nivel 10, let's go, pot să-i activez și power-up-ul ăsta care îi dă plus 3%. Boom. Let's go. Hai să înceapă marea distracție, super chestum, mamă cum arată. Ai, 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 64 Ice Princess, mamă, 40 Tiratos, exact ce nu folosesc, 63 Bigfoot, tare, 20 Frankenstein și 3 Spider, bine Spider. Bă, măcar Spider-ul ăla. Doamne, iartă-mă, mamă, mi-a dat la Bastet și... O mitică nouă, deja ar fi a patra mitică. Immortal! Trei mitice noi și un Immortal. Gunner se numește el. Bă, Immortal-ul! Dar fii atent de unde mi-a picat așa de nicăieri. Pyromancer-ul, ok. Bă, frate! Am al doilea Immortal. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Niște bănuți, dă-i încoace. Că dacă nu mai am loc pentru... alte chesturi, dă-mi-l și pe ăsta, ok. Și pot să dau upgrade în primul și în primul rând la Paianjen. Let's go. Și mai chiar au de tot. Pot să dau poison mai mult? Da. Ba nu, ăsta dă doar... ăsta mi-ar trebui mie. Să dureze mai mult poison-ul. Da, dă-i și cu ăsta ca să aibă o putere mai mare. Este bun. Hai să vedem ce face Gunner. Deci Gunner, după ce își lovește doi aliați... Ha? Bă, trage cu ghiuliaua. What? Și fiecare aliat care lovește... Pe Gunner, îi dă un extra damage. Ok, asta e prea tare. Nu mai pot să transform nimic aici. Dar... Cred că o să-l folosesc în loc de... Câtă viață are? 1400. Bă, l-aș folosi în loc de Run Color. De Rune Color. Bun. Cam asta ar fi. Hai să vedem. Deci avem deck cu 2 imortali. Ok, acum targetul nostru este să ajungem locul 1 în topul nostru. În momentul ăsta. Hai să vedem. Eu zic că-l bat pe ăsta. Mamă, cu el încep direct? Păi da, de ce, mă? Ok, păi da, da. Boom, frumos. Deci stai și tragi de la distanță. Sunt șocat. Ce-i faci, mă, la al meu? Opa. Ok, mama, acolo îți dai seama cum aș da? Da, n-am de ales decât să mă duc așa direct în ei. Ce pot să și fac? Ok. Boom! L-am adus mai aproape de al meu Caveman. Ia vezi-l. Na, el nu prea are ce să facă cu Rune Color acum. Na. Nu-o dă la nimeni damage. Vezi, e greu, măi, greu, e greu. Ok. Boom. Mamă, 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 mamă! Și poison! Let's go. E ce trebuie. Da, mă, deja am echipă invincibilă. Ăsta-și tot dă heal, dar degeaba... Hai să vedem acum. Bam. Aia. Uite mă cât de aproape. Cât de aproape să mai dau un poison. Ok. Bă, da, o da destul de binișor. Însă acum eu n-am în cine să dau. Bom, l-am trimis direct la poison. Boom. Vezi că a fost bine. L-am trimis exact la luptă. O să mi-l omoare pe al meu. Ae. Bravo lui. Mare lucru nu a făcut. Acum ăștia vor muri. N-a murit, mă? Cum nu i-am dat hit? Dai da acum. Boom, îi dă Caveman-ul. Nu o dai cu Caveman-ul. Așa, mai avem... da, easy, îl bat. N-are șanse.
Și au făcut un pic de viață, dar puțin rău de tot. Aici mai dăm noi un poison din ăla șmecher. Bam, bam. Mai dăm un hit cu caveman-ul. Boom. Dar bine caveman-ul. Asta e fain că eu le tot dau AOE în continuu. Și cu paianjenul și cu caveman-ul. Boom. Să-l distrugem noi oare pe ăla la sigur așa? Am dat acolo mai bine. Perfect. Să-i las pe toți low, așa că vreau să dau un triple kill. Ok. Nu prea am eu cea mai bună locație. Tare. Puteam să dau măcar în norișorul ăla. Uite mă că a rămas fără poison ăla acum. Ăsta își încarcă viața. Bă, dar știe să dea combo. Ue. Ok. Vreau să-l prind și pe ălalalt. L-am prins un pic. Let's go. Avem un double kill aici. Easy. Voiam triple kill, dar nu s-a putut. Hai mă, locul 1 vreau. Ce zice mă? Șoboleanu cu aripi. N-are mă șansă, ce să facă? I s-a încărcat un pic viața, dar degeaba. Bom, 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 bom. Frumos, și acum, bom. Ha, clasic caveman. Bine mă, caveman-ule. L-am decimat. Let's go. Să vedem pe ce loc am ajuns. Am 8 win-uri consecutive, deci am primit 45 de trofee. Let's go, locul 6 sunt. Hai, locul 1 vreau. 1300, vreau să-l dau jos măcar de pe locul 3 pe Nocivanul 96 YouTube. Să vină Nocivanul normal. Ok. Poate la următorul win. Asta e că eu trebuie să mai iau chestii de aici. Uite, pot să le iau pe... Încă o mitică. Pe Betty. 4 mitice am luat eu astăzi și un Immortal. Let's go. Tare. Ok, mai avem un super pest claim aici. Du-te mă, lasă-mă cu value-ul tău. Mai avem aici niște bănuți, niște gemuri, de le încoace și mai dăm un match. Hai să-l vedem pe al nostru. Are și el un Immortal. Pentru prima dată îl voi vedea. Ce face bă Immortal-ul lui? At the start of a match, așa, taking fatal damage, Phoenix există în... What? Deci e indestructibil la început. Cu 4 hituri, cred, sau nu știu. Da. Boom! A, mi se pare bunicel al meu, dar... Ok, l-o deschis, bă. O deschis ou. Cred că nu ia bună. Cred că ar trebui să-mi folosesc puterea să dau cât pot acolo. Am dat și cu combo-ul. Ok, ce-o făcut, mă? Wow, nu-mi spune că asta... Mamă, ce damage are. Nu-mi spune că asta o gândit el. Bun. Și... Bum, bum, bum. Mamă, ce combo-uri frumoase. Ai, ai, ai. Fițar Phoenix. What? Păi și... Măi, n-am înțeles încă. Dacă reușește să și-l învie... Wait, what? Ah, el dacă rămâne așa aici, pa-și pa. Am înțeles. Deci dacă îi bat ăștia doi, sunt top. Deci ăla nu moare niciodată, practic. Frumos că n-au apucat să-i dea hit. Ok. Hai, du-te la ei mei. Mamă, îi apăr Phoenix-ul să n-ajungă la el. Interesant Phoenix-ul ăla. O să se ducă caveman-ul meu și pașpa. Dar la Phoenix-ul ăla nu mai ajunge nimeni. Ok, suntem cu Paianjenul. Hai să-l rezolvăm pe ăsta, să știm o treabă. Și pașpa. Bun, îl mai are doar pe ăsta. Oare poate un UV3 n-are ce să-mi facă. Și deactivat nu mai are cum să și-l activeze. Deci easy. Bă, cam nasol. Dar uite, nu poate să-i dea hit, cred. Sau poate.
Nu i-o da hit. Let's go. Asta e tot ce contează. Hai să încercăm așa ceva. Dar va nu că poate să-i dea hit. Voiam să-l pun în spatele la al meu. Nu poate să-i dea hit. Ba da, poate. Ok. Wow! Ce-a fost asta? Credeam că îl împing suficient. Dar nu cred că poate să dea hiturile. Sau? 3 hituri mai trebuie. Ce să facă, mă? Că nu spar Joe-ul ăla niciodată. Bun. Și Poison de la Poison moare. Easy. Oh, stickle, mă! Bă, când ne-am luat pe aia în genul? Nici n-am văzut. Easy. Așa cum... Ba nu, gata. Mă și miram. Interesant, interesant Immortal-ul lui. Chiar devine jocul din ce în ce mai interesant. Îmi place. Foarte interesant. Bun, și avem plus 49 de trofee. Asta ne situează pe locul 3. Nocivanu 96 YouTube la 4 trofee sub mine. Deci, cât de tare. Sunt eu de 2 ori în top. Locul 3 momentan. Încă vreo 2 win-uri și suntem locul 1. Hai să mai deschidem și noi aici, că de ce nu? Un Bigfoot, nu-i mare lucru. Mai dă-i și pe ăsta, un Priest, nu-i mare lucru. Și mai avem la Super PES. Hai să luăm ăsta momentan. Chestiile așa mai nesemnificative, că le mai ținem pe restul pentru episod. Mai avem 2 puncte pe Betty. Interesant. A, nu o să-l folosesc. Nu mi se pare atât de șmecher Betty. Adică da, ok, ei... HP-ul adversarilor și practic te regenerezi, știi? Da, nu mi se pare extraordinar de șmecher. Are un deck interesant, barbașanul ăsta. Câte win-uri am eu momentan? Câte aveam în unul după altul? Bun, hai să vedem. Eu dau primul și aș vrea așa ceva. Bum. Bum. Bă, chiar a fost binișor, zic eu. Ce părere aveți? Mamă, sunt pietre. Și încurcă pietrele. Ok. Ce-ar fi să facem noi o schemă de genul acesta? Credeam că sunt mai multe combo-uri. Come on. Ok, ăla n-are ce să facă că dă din apropiere. Deci nu o să fie mare, mare lucru. Bun. Însă, încercăm și noi o schemă. Bun, perfect. Boom. Caveman-ul și-a făcut simțită prezența. Le aveți pe aia, nu? Încearcă să-mi îndepărteze Caveman-ul. Interesant. Ok. Eu o să dau aici o Ghiulia. Boom. 500 damage instant. Ok. Bam. Bun, hai să facem în felul următor. Așa ceva. Mă, ce-a fost asta? Credeam că o să meargă altfel. Da, rip. Însă măcar i-am dat poison, nu? N-am folosit prea bine hit-ul ăla. Bine că... Oh my god, voiam să zic bine că dă pe Caveman. Da, s-a dus al meu. Ba, nu s-a dus încă. Păi și eu ce fac aici? Na. Nu-i rău. Frumos. Caveman-ul ăla e prea OP. Mamă. Chill, bro. Mamă, îi mai dă și armura acum. Caveman-ul meu e prea OP. Și... Boom. Ok. Hai, mă, câtă viață mai are ăla nesuferitul. Uite-te-și. Ok. Și acum nu pot să crezi, sunt cu ăsta. Păi și eu ce fac mare lucru cu ăsta aici? Na. Bă, bun poison, nu? Let's go. Ok. M-am împrind de acolo combo-uri, fiți atenți. Bă, frate, ce bine joacă. N-am ce să zic. Na. Am prins și eu combo-uri, dacă e. Da, mă bate de mă distruge. Opa.
Nu, aveam poison-ul. Păi ce să-i mai fac eu acum? No, e clar. Bun. Dar mă bate. N-am ce să-i fac. Că dă 200 damage. Sau? Ba da, dă. Nu pot să cred. Hai. Bă, nu pot să cred ce win. What? Nu pot să cred. Al 10-lea win consecutiv. Mamă, cum a fost meciul ăsta. Let's go. Sunt locul 1? Nu sunt locul 1, sunt tot locul 3 am rămas, nu? Da. What? Deci trebuie să mai dau un match. 10 win-uri consecutive în momentul ăsta. Sunt șocat. Hai încă un match. Mă joc contra lui același? Da. What? Sau mi se pare mie? Nu, cred că e același. Bun, hai să vedem. Hop. Bun, hai că măcar îi dau hit-ul cu caveman-ul. Dacă am puțin tel. Ce să faci la început? Că n-ai ce să faci mare lucru. Bun. Ia vezi-mă aici. Ia vezi-mă aici. Pum! Mamă cât îmi place. Pum! Și acum caveman-ul la 3 oameni câte un hit. Ai, 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 ce fain a fost. Stai că vine ăsta și am acolo. Nu a făcut mare lucru. Ok. Perfect. Not bad. Boom. Da, mă, da. Hai că easy win. Așa pare. Mamă, la toți ne-o da poison. Vezi că a jucat extrem de bine acolo. Bă, 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 bă. Hai, cum ai jucat-o bine dacă e. Ai, ai, ai. Ok. Nu, îl distrug. N-are ce să mai facă. Pur și simplu, nu are ce să mai facă. Șpa-șpa. Ia vezi aici și... Bum, bum, bum. Și victoria. Bam! Vreau să văd acolo cum arată locul 1. Încă nu, sunt locul 2, mai trebuie încă un meci. 11 win-uri consecutive. Chiar sunt curios să vedem dacă reușesc să câștig încă un meci. Sunt zeu. Hai mai deschidem încă două chesturi de aici că... Ia vezi, sunt într-o nouă arenă. Și aici primim PvP loot plus 1%. Mamă! Vezi că am progresat destul de repede. Welcome to Barnes. Ok. Leaderboard. Ce mă acolo? Guild contest. Ok. Open. Hop. 300 de bănuții. Și aici iar bănuți. Strângem bănuți, că de ce nu? Cu siguranță ne vor trebui. Ce-o fi ăsta oare? Ha? O să pornesc eu pe aici. Dă-i mă start. Ce se poate întâmpla? Da, nu știu, în fine, nu dau acum start că Milene. Nu înțeleg exact. Dă-i cu PvP-ul pentru că vreau să ajung locul întâi. Hai, let's go. Bun, te rog, Doamne, să am al 12-lea win consecutiv. Hai, let's go. Ce se poate întâmpla? Mă, dar ar fi fost ok să pun și eu cursorul să se tot vadă, să vedeți. A, în fine, numai, nu o contează neapărat. Bă, 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 vezi cât de bine. Cu cine dau eu primul? Hopa! S-ar putea să regretați. Ok. A fost un hit destul de bun. I-am luat mult din viață. Bom. Pa, pa. Mamă, mi-a luat și el bine acolo. Nu, chiar bine, binișor aș putea spune. Bom. Bom. Ok. Mai are cam jumătate de viață. Hop, bă, 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 ce-o fost aia? Mamă! O dat cam bine, aș putea spune. Nu poate să treacă, dar n-am de ales. I-am dat ceva hituri. Boom! Aproape a murit ăla. Mamă, dar vezi că e nervos acum. Nu, 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 nu pot să pierd. Ăsta e meciul pentru locul 1. Voi realizați chestia asta? Da, 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 da. Boom!
Easy. Boom. Hai, mă. Te rog. Ar trebui să-l bat. Chiar ar trebui să-l bat. Ok. Cine de următorul? Paianjenu. Nu, cum nu l-am lovit pe ăla? Sunt șocat. Cum mă nu l-am lovit pe ăla? Și acum uite și tu ce face cu el. M-a distrus psihic, dar îl avem noi. Ah, caveman. Come on. Deci dacă iar scăpa ăla, nu știu ce să mai zic. Nu, eu zic că nu are șanse să mă bate. Imposibil. E efectiv imposibil. Ok. Este win-ul. Da, 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 da. Boom! Hai și pa, și pa. Let's go. Vreau să vedem împreună locul 1 pe Hero Bump. Let's go. Deci 30 plus încă... Cât mi-am mai dat? Plus 18. Ar trebui să mă ducă locul 1 pe Hero Bump. Nocivanu 96 YouTube pe locul 4. Deci încă o dată, nu e neapărat clasamentul în lume, deși ar putea fi și ăla chiar, pentru că se tot resetează, știi? Și doar ce s-a resetat de vreo 12 ore, cred. Și eu am reușit să ajung locul 1 pe Hero Bump. Cât de tare. În Meow Shrine. Șmecherul de tot. Și uite, e plin, plin de români pe aici. Plin de moldoveni. Tare. Tare. Uite și tu câți români sunt. Șmecher. Ok. Mi-aș mai încerca norocul cu încă un meci. Sincer. Să mă mai risc o dată. Hai mă cu încă unul. Ultimul meci, ultimul meci. Fiți atenți că acum și s-ar putea să pierd. Acum dacă pierd, cred că pic de pe locul... De pe locul 1. Am mai dat eu una la risc. Uite, pandalinul imortal. Sunt curios. Chiar sunt curios. Ce rede el, mea. Ăsta e un adversar redutabil. Ok. Bine, mă. Ce-a fost asta? Da, cred că o să o regret. A, nu chiar. Că măcar are power-up mare. Atare. Bă, vezi că nu-i rău. Ce s-a întâmplat aici nu a fost deloc rău. Dar numai să nu mi-l bată pe... Pe ăsta, pe Gunner. Bun. Hai că joacă slăbuț, joacă slăbuț, băiatul. Așa mi se pare. Bun, bun, bun acolo. Let's go. Frumos. Easy. Ok, cred că e win ăsta. Le-am învățat și eu puterile alor mei. Mamă! Mamă, ce jackpot e aici. Boom! Ce vorbești, mă? Era și full gunner-ul meu. Double kill direct cu gunner. Da, easy. Prea easy. Este prea easy acest match. Mamă, și acum îl mai și trimit. Boom! Ce frumos. Eu sunt aproape full. Voi realizați chestia asta? Ce să mai facă el cu... Cu țestoasa, cu... Te aud țestoasa, cu broasca. O, mai are ce să facă. Șpa, șpa. Șpa. Doi viață, mă. Ia, ia. El are doi viață, ia, ia. A, mă, ia, ia, lasă-ne. O să am 13 win-uri consecutive. Voi realizați în 3, 2, 1. Boom! 13 win-uri consecutive. Let's go. Prea șmecher. Victory. Yeah, boy. Și avem, vezi că el are 1600 de trofee, deci el e în altă ligă. În liga mea am ajuns locul întâi. 1426 de trofee. Sunt la distanță un pic de Bogdan Bogom. Și văd că Nocivanu 96 YouTube, deci eu sunt și pe 1 și pe 4. El e pe 4. Tare. Ok,
Sper că v-a plăcut episodul și dacă mai vreți episoade de Hero Bump, trebuie doar să dați acolo și un like, iar eu o să mai fac un like, un subscribe, un clonțopel, un toate alea. Și bineînțeles, nu uitați de mărciu Nocivanu pe nocivanu.ro, tricouri, hanorace, ghiozdane și multe, multe altele. Toate cele bune și pa, pa!